Vinerea Mare, ultima dinaintea Paștelui, a devenit zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează, potrivit unui act normativ intrat în vigoare în luna martie. Astfel, salariații vor beneficia anul acesta de o mini-vacanță de 4 zile, respectiv ultima zi de vineri înaintea Paștelui, dar și prima și a doua zi de Paște. În conformitate cu prevederile articolului 139 din Codul Muncii, Vinerea Mare, respectiv prima și a doua zi de Paște, sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Facem precizarea că acordarea zilelor libere se face de către angajator, nefiind necesară o solicitare înscrisă din partea salariaților. Legea nu este în schimb general valabilă, aceasta neaplicându-se acolo unde se lucrează la flux continuu. Însă, acolo unde Codul Muncii impune acordarea zilelor libere de sărbătoare, în caz de nerespectarea prevederilor legale, angajatorii riscă amenzi ce pot ajunge la 10.000 de lei. Totodată, inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt vor acorda atenție sporită în această perioadă la informațiile care le vor parveni pe perioada mini-vacanței de Paște. În situația în care vor exista sesizări cu privire la angajatorii care au chemat la lucru salariați în aceste zile, verificările se vor face punctual în perioada imediat următoare. Prevederile cu privire la acordarea zilelor libere nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului activității sau specificului acesteia. Nerespectarea prevederilor legale cu privire la acordarea zilelor libere în zile de sărbătoare legală se sancționează cu o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei. Anul acesta, Vinerea Mare va fi pe 6 aprilie, iar Paștele pe 8 și 9 aprilie. Astfel, lista zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează se ridică la numai puțin de 15.